Enorme, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod elegant din seria noastră de Daisy, frate. Înainte pe v-aș ruga pe toți, dacă vă place seria asta, nu uitați și voi butonul de like-ul faceți la fiecare episod, strângem o grămadă de like-uri la seria de Daisy, așa că vă mulțumesc și pentru asta mă chinui, frate, să fie episodul cât mai șmecher, să fie like-uri acolo. Mai postat de mult Daisy, din păcate n-am spus cum e treaba cu Daisy-ul. Episodele ies mai greu pentru că e foarte, foarte mult de filmat, foarte, foarte mult de lutat și na, pana mea, ies episodele mai greu. Păcate, băieți, a 7-10 oară am luat raid-ul. Din câte vedeți, iarăși nu mai avem bază, ne-o spart tot, ne-o furat tot. Na, problema e că nu o să mai fac greșeala asta. Noi am făcut o greșeală foarte mare, ne-am pus lângă un loc foarte, foarte populat. Deci suntem fix aici, hai să vă și arăt în pana mea pe hartă, oricum o să ne mutăm. Suntem fix aici lângă aeroport, deci foarte aproape de aeroport. Aici circulă foarte multă lume, vine foarte multă lume non-stop, non-stop, non-stop. Na, eu am zis în prima și prima dată, am zis bă, îmi fac bază aici, pentru că aici e loc mai populat. Și nu o să-mi poată nimeni să-mi dea raid, pentru că raid-ul, când dai raid se aude, înțelegi? Și cum e loc populat, mă gândesc că nimeni nu se riscă să dea raid să facă gălăgie pe aici, când pe aici umblă foarte, foarte multă lume, știi? Na, gândirea mea, 2019. Am gândit asta de 2-3 ori când am luat raid. Acum nu o să mai facem așa, acum o să mergem în pădure, ne ascundem. Pe lângă asta, bă, băieți, mai avem o problemă. Na, de vreo 2-3 zile tot urmăresc serverul să văd cam care e treaba cu el și din câte văd serverul e cam mortilianis, adică nu mai e player cum era înainte, full, acum sunt mai puțin player și asta nu prea-mi place. Așa că m-am decis înainte să intru eu pe server. Nu, v-am zis, am urmărit serverul să văd, bă, mai urcă player, nu mai urcă la orele de vârf, adică seara era mereu full, acum nu mai tată și am hotărât ca să schimbăm mapa și serverul, băieți. Pentru că nu mai are rost să mă joc aici, să farmez aici, să fac aici când sunt foarte puțin playeri. Da? Bă, o ținut ceva serverul ăsta. Încă mai are playeri, dar nu mai are cum vreau eu. Așa că trecem, facem o și o schimbare. Că, na, bă, ori jucăm ca lumea, ori nu jucăm. Așa că, adio bază, adio absolut tot, adio hartă. O să vă părăsesc. Bună ziua, bună ziua, un bilet dus spre Livonia dacă se poate. Bună ziua, da, cum să nu? Nume și prenume, vă rog! Levente? Da? The Hunter. Ok, domnule Levente, puteți lua loc lângă standul de cire și să mâncați 20 de felii de pireu până atunci. Avionul către Livonia pleacă în 30 de secunde. Vă rugăm îmbarcarea, Ana. Băieți, o nouă hartă, un nou server, hai să vedem care e treaba. Văd că la început ne dă așa, un suc, o felie de pizza cu cârnaț, un cuțitaș, ceva GPS, ceva hartă. Problema e că serverul ăsta e cam hardcore survival evolve, Marian, pentru că nu există magazine, deci le vende tată. Nu mai ai magazine să mergi să dai un pireu, să-ți dea o cireia, așa înțelegi, o să fie mai greu acum. Nu există hartă, deci nu am hartă. Bine, mi-a dat harta asta în mână, să vă arăt. Deci, dacă o iau frumos, o deschid, ca să înțelegeți, mi-arată harta. Da, asta, cam asta e harta pe care suntem noi. Nu-ți arată unde ești, nu poți să pui puncte, unde să te duci, nu poți să pui nimica. Na, ți-o dat GPS-ul ăsta, ci că să te folosești de el, să te uiți aici la el, dacă îi pui baterie, să te uiți X, Y, înălțimea, mulțimea, să vezi cam cum ești pe hartă, dar nu mă uit, că eu nu mă pricep așa ceva, că așa că o să scot bateria, o să arunc GPS-ul, o să arunc harta, o să ne ghidăm cu ochii, băieți, o să fie greu, 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 greu. Da, bă, Levente, tate, iau ce față are, să mă zici că o ieși din gunoaie, acum o ieși din gunoaie, să mori el și Cătălin Talent. Bun, hai să băgăm niște mâncărică și niște suc și să vedem care e treaba, frate. Merem în aventura, strigați pe Ana!
Bă. Stai jos, nebunule, nepotule. Stai jos. Stai să-l omor pe ăsta să nu cumva se scoale. Bun. Hai mă, merez mă de aici. Mamă, ce m-a speriat, noroc cu zombii coaie. Stai să mă cum pic acum, stai să mai dau una la asta în cap să știu că e mort. Ok. Mergem pe polei. N-aș vrea să o iei. Levente the Hunter e ca Austria, nu îl vrei. Levente ok, tu vrei să mă iei. Levente e ca Austria, nu vrei să îl iei. Deci coaie, stăteam așa, căutam un loc unde să fac o băzuță și eu. Și mă aud zombalei că se bat, că fug după cineva. Am crezut că bă, m-au detectat zombii coaie. Și vine băiatul meu cu dita mai futu shotgun-ul să mă atace. Stai cu minte, nepotule, că pe Levente the Hunter nu-l atacă decât Dumnezeu. Calm, să se calmeze băieții mei. Să se calmeze, mamă, cât zombi sunt. Pe serverul ăsta e foarte enervant. De zombi sunt foarte enervant. Să te văd de la foarte mare depărtare. De asta și pe ăsta l-au detectat. Deci te văd și dacă mergi așa tiptil, 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 tot te văd zombi coaie. Deci tot te văd. Auzi, băi, cineva acasă aici. Dă cineva de poartă. Bă, trage cineva poartă la mine nas. E aici, tușește, îi tușește, e bolnav. Bă, v-am zis că am auzit pe cineva coaie. Bă, urechile mele sunt nărăvașe. Aude tot, pentru că sunt Levente Vânătorul. Levente Vânătorul aude absolut tot. Și auziți. 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 Faza e că e corpul acolo mort. Asta e posibil să pună botul să meargă la corp. Dacă o să pună botul să meargă la corp, reisulez din tufe. Că aici sunt tufe, în capul meu magazinul ăsta e o tufă. Ca să înțelegeți ce creier am. Full HD. Eu sunt în tufă aici. Direct head, head, head. Frumos, lutez pe amândoi și mă duc. Băi, acum vreau să fac baza cu aia. Și nu mă lasă ăștia. Opa, a vorbit. Ce-o zis? N-aud! Ce-o zis că a vorbit? Iar a vorbit. N-aud! Iar a vorbit. Auzi-l. N-aud! Ah, îs doi. Sunt doi și eu mai am 20 de gloanțe. Să-mi pun-te așa după raft să nu mă vadă. Că dacă sunt... Sunt un raft. Mami, sunt Levente raftul. Sunt un raft cu de cumpărături. Puteți să vă serviți de pe mine. Cât sunt în zona asta, coaie? Bine că am silencer pe asta. Se bat cu zombii. E bun, e bun. Așa, așa, trage zombii, trage zombii. Să văd unde mereți. Așa, așa, așa. Așa, așa, du-te la corp, du-te la corp. Cred că o să vrea să iei corpul. Cred că o să vrea să iei corpul, l-am văzut. Nu cred că mă știe, că sunt un raft aici. Cred că o să vrea să iei corpul, că e mort acolo. Pa, s-a mișcat ceva pe gard. Uite, playerul, playerul, vin, 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 vin. Văzut corpul, ia, ies aici. Voi, druge, și streliați. Sunt mai multe, sunt mai multe, sunt mai multe, sunt mai multe. Sunt mai multe, sunt mai multe. Hopa, l-am văzut cu Costa Rigardu. Vine, vine. Vine, 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 vine. Merg la corp, nu. Hai, tati. Hai, mă, dă-i. A murit, a murit, a murit, a murit, a murit. Am silencer, mă. Hopa, altcineva a tras? Altcineva a tras? De aici, de lângă magazin? Mai am eu, mai am încă 12, mai am încă cred că... Ah, din partea a tras, ok. Uite-l, uite-l aici. Ok, aici unul lângă magazin. Deci erau doi, unul mă pândea. Mă știe, mă știe. Mă știe. Bă, da, erau 7 oameni, coaie. Pf, era clan de 10, coaie. Deci unul a deschis ușa, unul era în fața ușii și o dădea la nas. Dă-te, îmi pare, erau foarte mulți aici. Clan de 20, cred că erau. Hai că erau 20. Nu, foarte mulți, n-am avut ce să fac. Deci unul, deci gândiți-vă, erau 3 afară. Pe unul l-am omorât. Unul a venit, unul deschidea ușa și unul stătea și campa ușa să tragă mine. De unde să știu, coaie, că 10 oameni, ești nebun la cap? Păi eu sunt Levente the Hunter, dar bine. Asta este, băieți. La loot iarăși. Măcar am făcut câteva kill-uri pentru Levente the Hunter.
ceva timp vreau să fac un update cam care treaba. Din câte ați observat, ne-am mutat pe harta veche, pentru că pe harta Livonia n-ai ce juca. Am schimbat o grămadă de servere, am jucat vreo 5 zile pe harta aia, pe o grămadă de servere, pe fiecare server, mă ducem la toate bazele militare, nu găsești arme, nu găsești nimic, ca serverele sunt X foarte, foarte mic, sunt full de oameni, dar X foarte, foarte mic, toți oamenii aveau săgeți, arc, nimic, arme, nu nimic, nu găseai să-ți faci bază, am stat 5 zile cu aia degeaba, mi-am pierdut 5 zile pe serverele de la Livonia, așa că am zis, bă, intrăm pe harta veche, unde e level de hunter profesionistul. Acum am tot dus, am lootat, am mai strâns niște bani, încerc să fac rost de niște iteme, să fac rost de niște iteme pentru bază în special. Am și murit de o grămadă de ori. Dar acum, sunt în goana după bani, vreau să fac niște bani ca să am acolo asigurați, pentru că aici avem trader, ca pe serverul trecut ăla din toate episoadele noastre, avem trader. Trebuie să strâng niște iteme să fac bani, momentan am un Mostyn și un Thompson, am cumpărat de banii pe care am avut niște mâncărică și acum campez puțin aici la baza militară. Pentru că am văzut doi player mai înainte pe lacul ăsta, s-au dus încolo și poate vin băieții înapoi, că revin dacă e ceva acțiune sau dacă se mai împlântă ceva. Nu uitați și voi până atunci un like-ul. What the fuck? Ce armură avea? Vezi că stare prete. Ce armură avea ăsta, coaie? What the fuck? Avea armură de pireu. Tras în el 3 miliarde de ani. Mamă, câte item dacă mor acum. M-aș și speria când l-am văzut pe ăsta aici, coaie. Bun, hai că mi-am pus armura lui pe mine, mi-a luat armura mea înapoi. Bă, ce armură avea ăsta, să mor, coaie. Mamă, și îți dădea la la perete, făcea la la. Făcea lala la perete. Mă ba, mănuși. Dă-le tot negru, tot negru mă fac. Mă bată. Hai să continuăm. Am o grămadă de iteme. Sper să n-aibă un prieten ceva pe aici. Nu știu, o să stau să văd. Uite că acum văd că pot să-mi pun de astea aici. O, numai bine, mai fac spațiu. Levente Vânătorul continuă aventura. Bun, băieți, cred că e timpul să mă retrag la trader. Am o grămadă, mi-a schimbat și uitați să vezi ce cască am găsit. Să mor, zici că sunt castron de pireu, dar asta e cea mai bună cască și se găsește foarte, foarte rar. O grămadă de veste, o grămadă de arme, mă duc să-mi vând, să-mi fac stocul ca lumea, că deja nu mai am loc. Bă, uite, aș mai avea loc de o cască dacă aș mai găsi. Na, văd. Bun, să vă mai fac niște update-uri, bă, băieților. Din câte ați observat, avem și casă acum. Am luat și un cort, am strâns niște bani. Am luat un cort de la mai măricel, ca un fel de casă, în care am observat. Deci am pus locul. Eu am crezut că e un cort ceva genul ca pe serverul trecut, în care poate să vină orice băiețaș și să ți-l acceseze și să vadă ca ce iteme ai în el și ce chestie ai în el. Chiar dacă tu ai codlock pe cortul trecut, dacă aveai codlock, oamenii puteau să vadă ce ai în el și se hotărau, bă, îl sparg sau nu-l sparg, știi? Așa am crezut că e și cortul ăsta, dar din fericire, frate, pe cortul ăsta pe care îl avem noi acum, nu o să poată să-l acceseze nimeni, deci nu poate să vadă nimeni dacă avem ceva în el sau nu avem ceva în el, așa că mă gândesc că o să fie mai greu raidați. Mi-am găsit un loc de bază, dați seama că nu o să vă arăt pentru că aveți și voi serverul moderator ăsta, membri, și nu vreau să veniți careva să mă executați, așa că nu o să vă arăt locul în care am cortul. Am un loc foarte șmecher, zic eu, depărtat, departe de chestiile de astea, să mă raideze cineva. Putem pune și iteme în cord, gen chesturi, și nu poate să-l acceseze nimeni, pentru că pentru a-l deschide trebuie să ai codul, așa că e destul de ok. Da, momentan, pe serverul ăsta,
Avem ceva bani, să vă arăt cât am făcut. Din două raiduri foarte faine, am găsit un loc foarte fain de lutat. Doar că e foarte riscant să-mi bag piciorul. O să mai risc acum de câteva ori. Doar că acum serverul e foarte, foarte full. N-am amestecat când era serverul mai low. Acum e full și e cam greu. Dar o să dau o încercare să văd cam care trebuie. Uite pe băieții cu rolls-ul, cu nebunii. Avem vreo 151.000, am avut vreo 200 și ceva de mii, dar mi-am cumpărat cort. Cortul costa vreo 60.000, am avut 200 și ceva de mii. Am ajuns foarte, foarte bine cu banii. Ia uite, fiți atenți aici. Deci pe serverul ăsta numai clanuri cu aia. Deci mă jur, am murit de crămat de ori. Bine, voi n-ați văzut că eu să fac și șmecherii. Uitați-vă și voi, deci numai clanuri, mă joc solo. Deci o să fie fain, pentru că la un moment dat Levente Vânătorul sper să omoare vreo 20 de clanuri ca să mai golească serverul, pentru că sunt un vânător și trebuie să mă bag la vânătoare, înțelegeți? Salut. Ok, acum care variantă, care e șmecheria? La cortul meu o să vreau să-i fac niște garduri, să-l înconjor, da? Ne trebuie cuie. Cuiele nu le găsești aici, deci sunt de fapt aici, vedeți și voi că în imagini de cumpărat, doar că nu le poți cumpăra. Cuiele, pillerul și numai și ex-urile nu le poți cumpăra. Încă o șmecherie. Pe joc, pe serverul ăsta, ce e foarte, foarte fain. Deci gândiți-vă, hai să vă, dacă vă gândiți, bă, race-ul este toată, oare pe un server, dacă vinzi, că știți că da, unde sunt magazine și trader, poți să și vinzi chestii, pe ce faci tu cei mai mulți bani? Bă, fiți atenți, pe serverul ăsta cu ai cei mai mulți bani nu faci pe arme și pe armuri, cum ați crede toți, că toți credeți că pe arme și pe armuri faci o grămadă de bani, nu tată, pe serverul ăsta pe hammer-e cu ai, hammer-ul e cel mai scump de pe server, pe hammer-e 30.000 de dolari, tată, pe un hammer. Chestia că n-am găsit până acum hammer, am fost la vânătoare și faza că tot serverul cred că vânează hammerele și se plimbă prin oraș, deci o să fie nasol să găsești hammere. Dar na, e fain că nu-i neapărat, nu neapărat armele sunt făcute na, pentru a vinde, așa că îi obligă pe oameni să mai caute și în oraș și nu numai la baze militare să steie toți, cam aia e șmecheria. Ok, acum, ce o să facem în continuare? O să mă duc după cuie, o să mă duc să mai vânez niște bani, să mai fac rost de niște bani. Când fac rost de cuie, merg la bază și începem să construim și ziduri în conjurul bazei. Pentru că aici, din câte am observat, mulți care au baze ca ale mele, pe serverul trecut, dacă aveai bază făcută din cuie și din huie, da, era ușor de raidat. Aici văd că nu prea se raidează bazele alea. Am văzut foarte multe baze de alea cum construiam eu data trecută și neraidate. Deci, cred că e mai greu de raidat pe serverul ăsta, nici nu știu cum e treaba. Bun, hai că nu vă mai țin la vorbă. Hai să trecem la treabă, la acțiune. Vedem ce găsim, vedem ce facem, sper să nu dau ortul Popilescului. Am armură foarte bună. Și mi-a schimbat și arma, am uitat să vă zic. Ați văzut de fapt, mi-am luat un MBR pentru că am zis, bă, acum că am bani, aveam un de ăsta, un Thompson, doar că Thompson dădea foarte puțin damage. Din câte ați observat, când l-am omorât pe ăla pe ultimul meu kill, foarte mult am tras în el, pentru că Thompson nu, na, aici și armură odată și Thompson dă puțin damage. Am luat Thompson pentru că are multe gloanțe și v-am zis, pe serverul ăsta sunt multe clanuri și dacă dau de 2 sau de 3 și eu am 20 de gloanțe, nu pot să-i omor pe toți, înțelegeți? Că mi se descarcă arma. Și de-aia am zis, bă, hai să iau armă mai bună, am luat un MBR, ăsta e mai bună, cu mai multe gloanțe, are 60 de gloanțe, am luat două încărcătoare. Eu zic că îi ajung două încărcătoare pentru că eu sunt foarte profesionist și nu am treabă. Două încărcătoare zic că e perfect, avem mosin, avem gloanțe, avem epiferine, miferine, avem de toate. Bun, hai să trecem la treabă, sper să iasă șmecherie. Let's go, nu uitați și voi băieți, un like. Cineva aici. Îl aud. Nu știu, pun în stângă la udoare. Hai Levente, activează-te. Bun, morti, fugi. Mamă, coaie să mă bată, tata, fugi. Mamă, ești la fix, am mort. Te-ai așa că te să fug puțin, că poate are prieten ceva. Și bandajează-te. Mamă, ce reflex am avut acolo de la Rosa la Mires, reflexul ăla. Coaie să mor, l-am auzit, dar l-auzeam în stânga, ce morți, mă, seam căci de pireu. Mi-a luat ceva la viață. Hai să-mi dau o seringă să văd care e mai bună, asta oare? Stola Smart, nu, asta e mai bună. Să-mi dai viața înapoi. Bagă-te, injectează-te, reisuleț, în picior. Bun, acum ar trebui să mergem să vedem care e treaba. Doar că am făcut ceva zgomot, că am tras bine, i-am ruinat toate hainele, doar că de acum eu așa fac. După ce l-omor pe unul, pentru că sunt Levente de Hunter, milositorul de Hunter, îi dau să-l execut gen. Uitam și ceva, m-am ruinat ghiozdanul, coaie. Ok. Îl dau să execut, trag în el de mai multe ori ca să mă asigur să nu se trezească, pentru că am pățit-o de foarte, foarte multe ori să se trezească. No, bun. Acum există șansa ca ala să aibă un prieten. Nu i-am văzut numele, că m-am uitat să văd când îl omor, să văd ce nume avea, dar nu i-am văzut. Cred că și-o dat suicide-ul când l-am lăsat pe jos, știi, care bază sau are mașină pe aici. Pentru că băieții mai vin, am văzut o tactică, vin cu mașina prin zonă,
își lasă mașina, aceștia care au mașină, și mașina, din câte am înțeles, poți să respawnezi. Na, băieții vin cu mașina și se respawnează rapid în mașină, știi? Și poate ăsta s-a dat suicide și se respawnează acum mașina, nu știu. Dar să mă duc să văd care e treaba. Aici l-am omorât pe ăla. Corpul lui nu e adunat, e ok, mamă, dacă zomba ăla ies. Auziți. Cât zombi îți scoaie. Nu știu dacă pot să iau corp, uite-i corp acolo. Mamă, vezi că avea cască ca lumea. Mamă, vezi că avea M4 de la șmecher sau ceva sniper șmecher. Și bun, hai să vedem acum. Corpul, oh, fiți atenți unde e un zombi să mor. Ok, în partea asta e careva care mă ține. De găoază. Nu cred că e nimeni. Bun, hai să iau așa frumos, ușor. Mamă, m-am căscut cineva după casă, m-am încălcat pe mine. Hai să încerc să ajung acolo la corpuleț. Să-l iau și să o tulez de aici, că deja sunt full de iteme. N-ar rost să mai stau. Mă duc să-mi fac golirea. Să mă golesc la WC, să mă căcăresc. Să văd câți bani pot să strâng de pe băieții ăștia. Mamă, ce... Sper că... Dar nu știu dacă mai pot să iau ceva de pe ăsta, sincer. Pentru că el e cam spart. Bun, ne punem pe burtăreisuleț ca în armată. Hai, tată, sunt o râmă. Sunt în armată. Nu mă cunoaște nimeni, sunt eu, reisul Pireul. Bun. Ok. M60, mamă, ce avea ăsta. Loc. Ok, i-am spart tot. Da, n-avea chestii interesante. Hop. Mâncare. Asta pare interesantă. Bun, avea gloanțe, îți mulțumesc frumos. Avea mănuși pe care mi le trebuie. Vestă nu mi-o trebuie. Mâncare, gloanțe, perfect că îmi trebuie. Mamă, fix gloanțe de care am nevoie. Bun, ăsta n-am nevoie. Bani. Ăsta o vin de la trader. Ok, ăsta... Altceva pe aici, nu, Field of West. Avea M60, ăsta nu se vinde, M60-ul. Ai nasol, deci ăsta, dacă le iau acum, nu se vinde, știi? De aia nici nu o să-l iau, pentru că nu-l pot să-l vând. Bun, mânușile sunt importante că le vând. În rest, n-am nevoie de nimic, le arunc pe jos să se despauneze, în primul rând, să nu mai vină băiatul meu să și le ia. Armele astea nu le iau pentru că nu le vând, nu se vând, știi, la magazin, deci n-ar rost să le iau. În rest, le iau cănuță cu apă, e perfect. Am fugit, fraiere. Am ajuns cum trebuie la safe zone. Nu m-a executat nimeni, nu m-a călcat trailer, nu m-a călcat nimica. Deci îi ok. Hai să vedem câți bani scoate. Am vândut tot, mi-am refăcut stocurile, mi-am făcut rost de mâncare și am mai rămas cu vreo 26.000 cam pe acolo, cred. Am făcut vreo 50.000, deci aproape 50.000 de pe băiatul ăla și de pe ce am luptat noi. Deci foarte, foarte bine. Faza următoare. Mi-a ruinat ghiozdanul, n-am mai putut să repar în jocul ăsta, tot ce e ruinat nu mai pot să repar. Mi-am cumpărat leather și swing kit degeaba, nu mai poți repara nimica. Dacă ți-i ruinat, îi ceaules, frate. Așa că mi-a ruinat ghiozdan, mi-a ruinat jacheta, care era o jachetă foarte șmechere. O trebuie să-mi cumpăr altele, deci am consumat bani. O trebuie să-mi cumpăr alte gloanțe, deci am mai rămas cu puțin, am mai rămas cu cât, na, înțelegeți și voi acum, nu mai avem. Da, avem bani, deci nu mai avem, normal trebuia 5-6.000. 5-6.000 cam pe acolo am făcut, deci destul de mult. Am mai rămas cu 19.000, din păcate. Asta este, după fiecare bătălie, na, trebuie, bă, nu, bagă înapoi, tată. Pe fiecare bătălie putem rămâne cu mai mult, cu mai puțin, depinde acum care sunt damage-urile, înțelegeți? Da, măcar am avut și gloanțe de pe el, mi-am făcut stocul de mâncare la loc, îmi fac acum și stocul de apă și merem în continuare la căutare, la vânătoare, vedem ce mai găsim, ce mai facem, că vreau să mai strâng bani, vreau să văd o mașină, costă vreo... Aș vrea să-mi iau, dacă reușim cumva să strângem bani de mașină, atunci putem deveni miliardari. Pentru că cu mașina faci foarte, foarte mulți bani. Pentru că mergi să o umpli și nu o să mai ai treabă cu ea, înțelegi? Îți bagi o grămadă de item în ea și când vii cu ea aici la trader, vii full. Da, e foarte greu să faci jos de o mașină, na, pana mea. Acum vedem dacă o să reușim să strângem atâția bani. Pentru că, na, bani, e foarte greu, 300.000 sau 400.000, cea mai ieftină mașină. Na, vedem. Bun, hai la treabă. Hopa, cineva dă cu petarde. Bună ziua, bună ziua. Nu este rebelionul. Sunt eu, Levente the Hunterer. Nu este rebelionul să pușcați petarde la mine în oraș. Am venit să vă execut ca pe iepuraș. Văd că ca multe petarde pușcați, domnilor. Levente the Hunter. Mă bată, tata, hai s-o dăm. Hai s-o dăm cu Levente. Levente the Hunterer. Bună ziua, bună ziua. Sunt eu, Levențică. Nu vă supărați. Este cumva rebelionul și nu știu eu?
De ce mama mă zi pușcați pe tarde, mă? Norociților. Nu știu dacă-s mai mulți sau este doar unul, cred că-s doi. Că am auzit că o tras de două ori, deci văd că nu mori nimeni, că e bine ca să poți să vezi pe chat că nu mori nimeni. Asta înseamnă că sunt doi băi parpaleți. Sunt în echipă. Hopa. Sau? Unul vă pe unul, ok. Înseamnă că e numai unul. Oprește-te. M-a văzut, cred că. Oare iese la geam să mă execute? Da. Cred că m-a văzut și vrea să iese la geam. Sau nu m-a văzut? Sau? Nu, a coborât, coboară. Ok, deci e singur. Asta e bine, deci știu că e singur. Că asta e o treabă ușoară pentru Levent Hunterul. A, S2. Cred că mă știu, ha? Ok, uite-l pe ăla, cum merge. Hai mă, scoate arma, fotuți! L-am omorât pe ăla, fiindcă a murit în aer ăla. L-am murit în aer, să mă bată tata. L-am murit în aer, coaie. Nu, dar acum prietenul s-o ce face, că e în casă. Prietenul s-o e în casă, scoate capul băiatul. Vreau să uite pe geam prietenul s-o acum. Am pus piedică la băiat. Mamă, de ce mă ridic pe vârful în casă? Ok, ușor, răisuleț, ușor, că știi să controlezi totul, că ești profesionist. Mă, să nu mă iei pe la spate prietenul s-o, de-aia vreau să mă uit pe aici puțin. Ok, ușor, Levente, l-au murit în aer să mă bată tata. Deci sunt doi, am auzit eu bine că sunt doi coaie. Levente, ai șapca întoarsă, când ai șapca întoarsă ești de neînfrânt. Posibil să vină pe la spate, asta mi-e cam frică. Cred că o să ocolesc eu acum. Cred că o să nu, o să-mi schimb poziția. O să-mi schimb poziția puțin, că nu vreau să mă risc, sincer. Decât să risc să vină băiatul ăla să mă știe, știi că poate m-a văzut, poate mă știe. Decât să mă știe, mai bine schimb o țăr de poziție, înțelegeți? Și poate-l văd pe ăsta cum iese pe la geam. Mai ce mă ridic pe vârfuri în viața reală, stau pe vârfuri pe scaun. Ce pana mea coaie, pe eu să-i race. Liniște. Și. Bun, prietenul său, unde-i? Mă interesează. Să-l mai văd odată, vreau, te rog, ca să știu unde e locația lui, ca să nu mă găurească, please. Vreau locația lui prietenul său, te rog. Mamă, unde-i prietenul său, coaie? Mi-e frică. Mamă, ce armură am pe mine, dă-te morții, mătii. Ce armură am pe mine, dă-te în gâtul, mătii, cam armură șmecheră. Mamă, ce armură am pe mine, dă-te morții. Ai. Mamă, ce armură am pe mine, să mă bată tata. What the fuck, ce armură am pe mine? Mamă, dar mur la copci, Ana. Na, acum, ce mă fac, băieți? Vedeți, mă, coaie, când... Hai, arată-mi capul, bă, vreau să-l văd acum, coaie, te rog. Mamă, dar ce armură am pe mine, du-te morții, mă, din heleșteu. Coaie, ce-i cu armura asta, că nu mi-o dat nimic damage, ești nebun. What the fuck? No, dar unde e băiatul meu, ăla o colește 100%, acum schimbă poziția, că e profesionist. Dar și eu sunt, pentru că sunt Levente The Hunter. Vedeți, mă lua pe la spate oricum, dacă nu schimba poziția, oricum mă lua. Bine că nu a avut sniper să stai ca prost să dai cu sniper, a vrut să mă iei direct așa să mă execute. Ai futu-ți gura, mătică, semul race. And you see my little crazy, mama baby. Stai cu minte, jepatule. Că suntem în race. Vezi că nu ăsta e prietenul său. Ăsta e altul. Pentru că prietenul său era cu negru, la găoază. Să vă spun ceva, frate. Bă, am cea mai bună armură din joc, coaie. Coaie, am armură invincibilă, stai stâmpiți. Bă, o merita să lutez armura asta. Și unde am luptat-o? M-am dus în cel mai greu loc și am rupt armurile, coaie. Bă, deci de acum să știu, armurile astea nu le-am, am vândut, am avut două de astea, trei de astea am avut, coaie, și le-am vândut. Niciodată în viață nu le mai vând. Coaie, trag ăștia în mine. Nu-mi fac nimic, coaie.
du-te-n pana mea. Și avea și hâtă-pâtă-pâ. Avea ca. Dă-l încoace, dă-l încoace. Ups, 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 upsi, upsi. Upsi, pampers, pampers, pampers. Mama, avea și pampers ăsta cu aia. A, avea armură de căca. Păi ce să fac ăsta cu armura asta cu mine cu aia? Păi, cu aia, bă. Păi, dar eu Samuel Race, mă, nebunilor. Deci ăsta nebun. Păi eu Samuel Race, vă veniți la mine cu armuri de astea. Când eu am... Când eu am armuri de astea de rege, sunteți stâmpiți. Coaie, tu vii la mine cu ŞH12. Toai de viața și de găoaza ta. Și și femeie. Hopa. Băieți, închidem un pic filmarea aici. Cam puțină treabă. Ok, hai că am terminat. Am terminat treaba. Da. De ce are gura deschisă? Nu știu, nu mă întrebați. Are gura deschisă. Nu, eu am făcut nimica. N-a făcut nimica, băieți. Scuzați-mă. Bun. Acum mai e un corp în față. Pe care trebuie să-l lutez. Doar că mai... Ok, zombiul ăla se mișcă. Dacă se mișcă, înseamnă că m-a mirosit găoaza sau e cineva. Vedem. Ori una din 7, ori 7 din 9. Acum sunt într-o zonă foarte, foarte periculoasă. Pentru că în partea aceea, aceea, este o bază militară imensă. Aia e problema. Eu acolo am vrut să mă duc. N-am vrut să mă duc aici. Doar că băieții au început să dea cu petarde. Ăsta și cu prietenul-o. I-am scos pe 2 pentru că suntem în race. Dar mai urmează. Pentru că, na, odată ce te pui cu mine, miroase a smântână. Înțelegeți? Vreau să văd dacă mi-o ruinat ceva. Da, mi-o ruinat viața. Deci mi-o ruinat tot. Faza următoare. Când ruinează chestii, înseamnă că nu sunt mai atât de mult armură. Armura mi-o ruinat-o. Asta e foarte, foarte bine. În rest, armele sunt ok. Totul e bine. Gloanțe. Hai să mai încarc un pic încărcătorul. Încărcarea încărcătorului încărcător. Pentru că nu mai am încărcat încărcătorul. Înțelegeți? Fac full. Ce am făcut de una ca... În rest, e ok. Bă, că viața mi-a luat foarte, foarte puțin. Deci, bă, nu știu. Deci, de acum, sincer, vă zic. Când o să mă mai duc după armură și găsesc armuri de astea. Aia e armură cea mai slabă aia pe care o are ăsta. Jos acolo. Când o să mai găsesc o armură ceva foarte, foarte bună. Nu mai vând. Ok, am reparat tot. Ăsta nu prea mai îmi trebuie. Ăsta nu-mi trebuie, că n-am ce face cu el, că eu semnul race. Bun, morfina asta e foarte bună, îl dau aici. Că în cască îmi dă cineva viața jos, dar problema e că nu dă nimeni viața jos, că am armură foarte, foarte bună. Casca asta, sincer, noi au cât costă 2000. N-are rost, eu mă uit la 2000. Acaul iau, ăsta l-aș păstra, sincer. Dar nu știu cât de bun e, sincer. Asta e foarte bună pe care o am eu. Câte gloanțe are acaul ăsta? Pot să văd? Ia să văd. 4. Vezi că aș vrea și ăsta, se vede. Vezi că arată bine. Arată bine acaul. E frumos, interesant. Să-l păstrez, să-l arunc, nici nu știu, că nu știu dacă dă așa mult damage, dar dă ceva. Nu știu. Na, hai că vedem. Vedeți, să văd ce armără și prietenul s-o. Numai că acum mi-e frică să ies, sincer. Că am tot tras de vreo ceva timp, o să mai stau, că n-am chef. Nu știu, v-am zis, pe serverul ăsta, sincer, eu pot să văd playeri, știi, cam ce playeri sunt, cum îi cheamă, pot să văd de fiecare dată. Și când mă uit la player cu aia, toți au clanuri, bă, toți au clanuri de câte 70 de player și aia mi-e frică mie, știi? Bine, acum am geamuri, pot să mă uit să văd dacă e cineva. Zombiul ăla, dacă mai e pe acolo, zombiul ăla e pe acolo, deci în partea nu-i nimeni. Dacă e zombi acolo, nu-i nimeni în partea aia, e 100%. Trebuie să fac așa la Caterin, că numai puțin un zimzang, să văd dacă trage cineva. Trage careva. Bună ziua, bună ziua. Nu trage, mă uite așa, zigzag, nu trage nimeni. Hai că încerc un pic să văd. Să văd ce avea și prietenul ăsta, merea pe cât R în pana mea. Ce avea? AR. Ăsta mă interesează, R sau? Nu pot să-l iau. Of, ăla m-ar interesa. Avea ceva găzdan bun. Avea o cască interesantă. Ceva gloanțe. Avea ceva gloanțe bune. Pac, pac. Pac, pac. Dă asta încoace. Asta o râsăm aici. Ba, fac așa, fac așa. Râsă sau. Pac. Și pac. Așa. Bun. Gata. Ok, hai că am făcut o șmecherie. Am plecat. Nu mai stau. Am plecat, nu mai stau. Am pus-o la mine pe spate și mă duc cu ea. Bun, bun, bun. Faza următoare. Locul ăsta. Ca să vă dau așa un mic spoiler. Cred că aia o să și fac. E aproape de baza mea. Înțelegeți? Aproape. Așa la vreo 3 km. Deci aș putea să mă duc să las itemele astea în bază la mine. Am o armură bulletproof, am un AK și un RSS. RSS-ul ăsta pare interesant. Puțin cam cum arată RSS-ul ăsta. E ok, arată interesant. Bă, da, e fain. E fain, semi-automat.
Da, e bună de armă de rezervă asta în caz că mi se duce Mosinul și astea. Vreau să joc cu Mosin, îmi place Mosinul. Ați văzut și voi, bă, eu, asta îmi place, Mosinul îmi place. Chiar dacă și unele mai bune, mie îmi place Mosinul. Bun, deci ați lăsat ăsta și acau și astea acasă, sincer. Am ajuns la cortuleț, văd că totul e în regulă la cort. Nu mi l-a executat nimeni bine, e și pus binișor. Ok, hai să-l verificăm, bună ziua, bună ziua, liniște. Îmi dai seama că eu pot stau aici în cort și nu poate să mă vadă nimeni. Nimeni, și pot trag și pe geam dacă vreau, hai că pot trag, mă trebuie să mă pe burtă în pană mea. Ok, itemele sunt în regulă, am armura asta super bună, l-am urât pe ăla. E interesant, ca să poți să pui chestii în cort, să umbli în el, trebuie să lași cortul deschis, dacă nu lași cortul deschis nu poți umbla în el. Mă miram, ce pare mă las să umblu în el. Deci un pic riscant, deci de aia trebuie să facem și niște porți, o să facem. Pistolul ăsta o să-l țin aici, că o să vreau să-mi fac, sau să-l iau, las că-l țin aici. O să vreau să fac de la cu supresor, am zis că-mi fac pistol cu supresor, mi-am făcut la măsă când mi-am făcut, ești nebun. Bun, altceva, mâncare, ok, pe ce mi-am, am ceva mâncare, da, altceva, mâncare, chestii nu. Bun, hai să mănânc, să-mi fac, refac forțele și let's go la drum. Cineva trage în față. Levente the Hunter. Levente the fucking Hunter. Cineva o tras în fața mea. M-am și găcat pe mine. Din cauza ta, fraiere, trebuie să-mi schimb chiloții. Vei plăti cu vârf și îndesat. Să-mi schimb chiloții din cauza ta că m-am căcat pe mine, fraiere. Bun. E fix în față, nu știu cu ce o tras. Cred că o tras cu pireu. 100% că s-au auzit așa plioșc, știi? E pireu de la întărit, învechit. Ok, hai să te văd. Dar tu ce mă, tu-l sperii pe Levente, mă? Dar de când până când îl sperii tu pe Levente? Gunoiule. L-am văzut. Cred că m-a văzut și el. Cred că am văzut și el. E aici înăuntru. E aici înăuntru. Ok. Am crezut că am văzut și el. Dar nu mă văd, n-ar avea cum să mă vadă cu aia. Cum să o fac? Lasă iasă, cred că lasă iasă. Lasă iasă și o dau după aia. Mă nu știu că-s doi, iarăși aici e problema. M-a zis, multe, foarte multe clanuri. Deci trebuie să fiu atent, dacă îl mor pe unul să fug după aia, că e posibil să fie doi. Cam mai e toată șmecheria, știi? Omori, fugi, omori, fugi, nu stai. Că dacă stai, poate-ți doi și-ți o iei la găoace. Uite. Hai mă! Dă-mă cu sniperul, futuț! Futuț prostul, mă, T-Rays. Pa, nu-i vă capul. Of, prost! Nu știe. Nu știu ce, străi? Străi, coaie? What the fuck, străi? What the fuck? Străi? Străi, coaie? Da-și. Am văzut. Am murit. Prietenul stă acolo. Dă-ți mă. Futu-s, morți-mă, tii! Ridică-te. Levente. Să-mi suc coaiele! Ce să fac coaie când îți patru, bă? Trebuia să fug, v-am zis! Dai și fugi! Ai și fugi! Ok, băieți, după moartea aceasta minunată a noastră, n-am avut ce face, erau clan de 3, poate erau de 4, nici nu știu, cumpărat un Mosin, mi-am luat un ghiozdan, mi-am luat un crăcător de AK, bine că avem AK-ul de la băieții noștri, stați mă să deschid ușa ca să pot să iau, bun, avem AK-ul ăsta de la băieții aia noștri pe care i-am bătut înainte de pișații și a 3 care m-au executat, bun, avem, mi-am luat și gloanțe de AK, hai să văd, sper că sunt gloanțele bune, sper că nu mai știu, ia să vedem, am luat un crăcător, zic că e bun, ia. Dacă-i dau. Îl încarcă, da, e perfect. Bun, deci am luat încărcătorul bun. Că l-am luat după ochi. Uite, vezi, ăsta e mai mare puțin. Eu am luat altul mai micus, dar văd că se potrivește. Bun, hai să-mi încarc cacao. Și să mergem să vedem dacă mai sunt băieții mei pe acolo. Poate mă răzbun puțin. Avem noroc că eu mai am încă niște armuri foarte bune. Mai am încă o armură, de fapt, foarte bună. Știți că am bătut pe ăla în negru acum ceva timp. Mamă, vezi că ăsta e încărcătorul mai bun, care are 45. Păi pe ăsta o să-l iau, pe ăsta o să-l pun în prima dată, pentru că v-am zis, ne trebuie foarte multe gloanțe, că ați văzut cu aia. Pe serverul ăsta numai clanuri, trebuie să destrugem toate clanurile pe pământ. Un clan am reușit, deci pe unii i-am distrus singur.
Dar pe ăștia, și pe ăștia am fost foarte, foarte aproape, dar n-am mai putut cu aia. Dacă cumva mă duceam după gard, cumva prin spate, dar nu, am stat foarte prost acolo, n-am, m-așteptam să fie după ușă ultimul, știi? Ok, avem AK-ul ăsta, are și silencer, asta e bine, că nu o să mă audă pireu. Avem armura asta șmecheră, ultima noastră armură, ultima, și asta are și night vision, asta e, și asta e foarte, foarte bună, mă țineți minte cât am tras în ăla negru, mamă, o grămadă am tras, deci și asta e foarte, foarte bună, na, acum sper să nu mai dau de clanuri de 20, atâta sper, poate prindem, și uitați-vă cât loc are armura asta neagră, deci are o grămadă de locuri armura asta neagră, putem căra o grămadă de arme, deci acum putem face o grămadă de bani, putem profita, nu mai am, prea mai am bandaj, nu prea mai am chestii, mai am încă o armură pe lângă asta, tot de la băieții aia am luat-o. Sper să nu mai fie nevoie și sper să fac rost de mai multe. Hai să-mi închid eu cortulețul. Bun. Și băieți, să-i dăm drumul la treabă. Și nu uitați și voi un like. Sper să nu mai dau de clanuri. Ia uitați-vă cum arăt să mor. Dacă cumva o să mai pierd încă o dată armele, o să fie nasol că deja rămânem fără bani, că sunt cam scump pe itemele. Mai avem în loc de Mosin, dacă o să-l mai pierd vreodată acum, dacă o să dau de vreun clan sau ceva, în loc de Mosin o să-mi iau sniperul ăla ce am găsit, semi-sniperul ăla, semi-automat, când i-am bătut pe aia doi. Și o să mai cumpăr o armă de PvP ceva. Oricum o să mai farmăm, o să stau așa, eu o să intru pe dimineață, așa pe la 4-5 dimineață când serverul mai gol să farmez ca lumea. Că atunci e de farmat, acum e cam greu. Dar și acum merge. Am ajuns la locul faptei, băieți. Să vedem corpurile mai aici, dar nu știu dacă mai aici, că deja au trecut ceva timp până m-am dus, până mi-am luat, până ăsta au trecut ceva timp. Nu știu dacă mai în corp sau ceva pe aici. Uite, pe așa au venit căcatul și m-au colit pe aici și de aici au tras. De unde pare mea să văd eu? Mamă, zombie, am crezut că e player direct, ești nebun? Ok, deci nu se au... Au fost ceva bătălii pe aici, pentru că uitați, e un zombie acolo, în pădure, da? Sau e player? E zombie. Și unul aici, deci cineva a fugit după cineva. Ok, na, v-am zis foarte multe clar, nu trebuie să am grijă. Uite, dacă mă băgam după gard, deci omoram pe ăla și pe ăla aștepea să fug după gard, dar eu nu, că mă mâncă în curs, știți cum e, când omori 1-2, e șmecher. Că zici că ai super puteri, dar de fapt ești un căcat. Asta este, băieți. Cam mult zombie prin pădure, mă. Ori s-a văzut cineva acolo și a fugit prin pădure și zombii s-au dus după aici, acum s-au împrăștiat. Cam mulți zombii pe aici, coaie, și uite și în fața mea, peste tot, coaie. Dar n-au nimic momentan. Se trage, se trage, se trage. Levente, tată, activează-te, Levente, activează-te. No, hai, docule, mă bată. Hai să o dăm. Cred că, din câte am observat, s-a tot tras și nu a fost omorât nimeni. Înseamnă că e echipă de câțiva, 2-3 în partea aia. Faza următoare, că eu să ajung în partea aia, trebuie să trec pe un câmp deschis, așa că nu o să mă bag. O să stau puțin pe aici, să văd dacă vine să luteze și zona asta, știi ce zic? Vine, 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 vine. Nu știu cât zic că n-am văzut. Unu? Da, da. Uite-l, 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 liniște. Liniște. Uite-l aici în fața mea. Numai unu. Uite-l. Da, văd că e numai unul. Trebuie să ne uităm să fim atenți că dacă sunt mai mulți o să bălim. Deci numai unul văd acum. Bun, putem să așteptăm frumos. Să iasă și să-i dăm frumos. Văd că nu mai vine altul. Deci e posibil să fie singur. Ok. Race, știu că pot să ne su... Ana la tot. Chestia e că trebuie să dau one shot, one kill, înțelegeți? Deci nu trebuie să risc. Hai să vedem. De pe burtă n-am mai tras niciodată. Nu știu dacă să trag de pe burtă sau să mă ridic. Dacă mă ridic, posibil să ai o prieten să mă vadă, nu știu. Vezi că e îmbrăcat în negru. Are armă de aia bună. Nu știu dacă are armă sau ceva. Dar mi-e cam frică să nu ratez, că după aceea obelesc. Eu când ratez, mereu obelesc, știi? Și de aia mi-e cam frică. Spate, prieten, ceva. Nimic, nimic. Trebuie să-l văd mai clar, să-i trag în picior. I-am tras-o. Bun, schimbare de poziție. Schimbare de poziție. O dată ce tras, schimb poziția, băi, învățați de la mine. Are armă. O dată ce tras, bă, dar ce bine trag cu alea nimerite, ești nebun. Deci o dată ce trageți, băi, schimbați poziția, nu mai stați în aceeași poziție, că obeliți. Bă, mă, ta-n pizdă. Am dat de gol acum. Dacă vă dați de gol, mergeți înapoi în poziția 67. Că poziția 69 e luată deja de maică salut Dodo. Așa că vă porniți înapoi. Ok, ăla nu știu care bandaje, e posibil să crape.
Da, faza că nu mai știu unde e și acum mi-am descoperit poziția. Mi-a descoperit-o zombiul ăla, futul în gură să-l fuc cu zombiul mății. Tu zombiul mătii să-ți fut, că m-a dat de gol că-l moram pe ăla. Uite altul, mă. Bă, și luam pe ăla, dacă nu se băga zombiul ăla băgăcios și copiii săi. Ok, o să înaintez puțin. Pe lângă guard pe aici. Să văd, pe aici nu trecu că zombii ăștia aici. Să văd, poate văd vreo mișcare de la el. Noi aș fi vrut să merg pe altă parte, dar m-a descoperit zombala ei, pișam așa pe ei. Ok, nu văd nicio mișcare. Nu, ăla are piciorul rupt acum, că a intrat în plămân. Dacă îi trag în plămân, logic, piciorul este rupt. E ceva foarte, foarte logic și în viața reală, dacă îți trage cineva în plămân, ți-o rup piciorul. Că din plămân deviază în picior, e medicină curată. Eu am făcut medicină, am nota 7 la medicină. E posibil că el să mă aștepte într-o casă. Și asta e posibil. Să stai închis și să mă aștepte, știi? Bă, și avea armură de asta, cum am eu, mai întrebe armuri de rezervă. Că în caz că mor și chestii, s-am armură de rezervă. Bă, și era bun armura ăla, și avea și armă. Urătesc fazele astea cu aia, niciodată nu mi-a plăcut fazele astea. Să ratez pe unul, de asta vreau să dau one shot, one kill. Să ratez pe unul cu aia și după aceea să-i pierzi urma. Deci cele mai urâte faze. Mă jur. E momentul să ne schimbăm poziția, nu mai stăm aici, plecăm. Că văd că băiatul ăla oricum, cred că o fugi de aici. Sau e prin pădure și mă așteaptă să-mi dea buster, că asta este, acum vedem, nu știu ce să zic. O să vreau să mă duc încolo puțin. Mamă, dar mi-e frică să mă duc acolo, o să mă duc în partea, uite pe acolo. Acolo e de lutat, frate. Acolo îmi fac eu lutul la șmecher. N-am auzit pe nimeni pe acolo. Numai pe aici, toți zombii de pe hartă sunt aici la mine, la găoază. Da, o să încerc să ajung acolo să văd dacă reușesc. Hai că m-am depărtat puțin de zona aia, mi-am băgat și night vision-ul. Și cred că o să încep acum să execu câteva iteme să văd dacă găsesc ceva bun pentru mine. Hai că am inventarul full. Mă duc să vând tot, să vedem câți bani scoatem. Bun, hai că am ajuns la trader. Ce o să fac? O să vând toate armele. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6 arme cu asta. Mi-am pus încă una, 7 arme. Ok. Toate armurile avem. 1, 2, 3 căști cu o vestă. Le păstrăm, le punem în bază. În caz că murim, să avem căști de rezervă, pentru că astea sunt căști foarte bune și foarte scumpe. De cumpărat, de vândut, na, 10.000, 15.000, cine știe, doar că nu sunt chiar așa scumpe de vândut. Dar de cumpărat, te rup la bani, așa că mai bine le vindem. Vindem toate grănăzile, tot ce putem, deci armurile le păstrăm. Hai să vedem câți bani facem. Băieți, am luat o decizie, mi-am vândut AK-ul și mi-am păstrat SCAR-ul. Pentru că SCAR-ul e cea mai scumpă armă din joc, din câte văd aici, e 100.000 costă, bine, se vinde cu 20.000, dar costă 100.000 dacă vrei să o cumperi. Deci e cea mai bună, are cele mai scumpe gloanțe și cele mai scumpe încărcătoare. Deci un încărcător vreo 10.000 cu aia, un încărcător ești nebun, așa că am zis, bă, dacă tot am prins SCAR-ul ăsta și l-am găsit, hai să-l păstrez, înseamnă că dă foarte mult damage. Ca să execut pe băieții ăștia care sunt echipă, știi că e șmecheri. Na, am cheltuit o grămadă de bani, am făcut în total de pe arme vreo 40.000, dar am cheltuit pe încărcătoare, 3 încărcătoare, 30.000 plus gloanțe, plus sale, mi s-a dus totul. Dar na, avem căștile, acum o să mergem la bază, cam așa arată SCAR-ul, ăsta este SCAR-uțul, cea mai scumpă armă de pe serverul ăsta din câte am observat. Na, poate și altele, dar nu se vând, știi că sunt și arme care nu se vând, de la mai legendare, mai pana mea. Hai să las banii. Și să mergem acum la bază, la cortul estată și să las, mai avem, cât mai avem? 128.000, cam pe acolo mai avem, plus ăștia, hai să vedem, 130.000, cam pe acolo trebuie să avem, ha? 134.000, e ok. Bun, mergem la bază, lăsăm căștile și astea și mergem în aventură să testăm SCAR-ul nostru. Am ajuns și la cort, totul în regulă, văd că la cort e totul perfect, hai să mai temele. Să le punem aici, deja avem cortul aproape plin, deci, na, ce m-am gândit eu pe drum, așa, că eu pe drum când mă călătoresc către căsuța mea elegantă, mă mai gândesc la niște chestii, știi, cum să mă cac pe veceana, cum de astea, înțelegeți? Și m-am gândit așa, să strângem acum bani, pentru că avem deja două perechi de armuri, trei căști, deci mă uitam dacă murim, avem rezerve, în caz de ceva, uite, avem și grenăzi acum, să țin minte grenăzile astea, că o să ne trebuiască pe viitor, dacă o să dau de clanuri, cum îți spuneam, vreau să numai clanuri în pana mea, trebuie să mă joc și cu grenăzi. M-am gândit acum să strâng bani doar de o mașină, pentru că dacă avea o mașină,
Uite, am uitat să vând încărcătorul ăsta. Dacă am avea o mașină, am face bani mult mai repede, pentru că gândiți-vă că în mașină putem pune cât putem pune în cort, da? Și mergem la baze militare, strângem full mașină, full inventar și facem câte 300.000, 400.000 pe tură și o să avem bani gâră și o să putem face evolua mult mai repede în joc, știi ce zic? Deci ar cam trebui de acum să strângem pentru mașină momentan, pentru că avem chestii, deja arme și nebunii, avem bani în bancă, avem cât de cât, deci zic e ok. Trebuie să văd și ăsta cam cum arată. Scarul, ia uite-l, mâncarul. Cea mai bună armă din joc, chiar sunt curios cam cât de meci dă, sincer. Na, momentan avem armură bună, e tot ok. Hai să vedem aici, e o bază militară aici pe lângă. Mă duc să o lutez, să văd dacă e careva. Știți acolo unde m-am bătut cu aia 3. Să văd careva, dacă e careva și dacă nu-i nimeni, mă bag frumos, lutez. Merem, vindem și merem tot așa, tot așa. Strângem mai de o mașină, să vedem dacă reușim. Hai să vedem cam cât costă o mașină, că am ajuns cu bine aici. Hai să vedem. Deci, mașină. 300.000 numai carcasa cu aia. Da, așa. Da, stai să vedem. Deci carcasa, vezi, fără rost, fără nimica. Bun, 300.000 plus. Plus. Stai așa, nu luăm de astea mai scumpe. Plus bujie, 1000. Ok. Baterie, 5000. Radiator, 3000, că trebuie toate să le luăm. Și capotă 300, dar si ieftine restul, uși 380, că nici uși nu ne dă. 380, 4, a, dar si ieftine, mă, ok, deci mașina 300.000, în rest totul ieftin. Deci dacă să dau un exemplu, dacă o să avem, hai să zicem 400.000, să spunem, avem mașina. Bun, cam pe acolo, 400.000 trebuie să strângem, pe acolo, bine, ieftin. Pentru cea mai slabă mașină, nu pentru de astea bune, cum au ăștia jeepane și nebune. Uite, nu uitați-vă la asta ce are. Și uitați-vă cum arată el cu pampers la urechi, cu de-alea. Și le are mașina șmecheră să mă bate tata. Am închis ușa. Am vrut să-i fur din portbagaj. Am închis ușa, mâncat la tata. Bun, hai să vinem să vedem câți bani facem. Am făcut numai 20.000 pentru că astea două nu le putem vinde. Deci astea 20 de alea mai rău. Astea cred că le putem vinde numai la Black Market. Acolo nu avem safe zone. Deci acolo dacă mergem o să ne moară și dacă e cineva. Nu știu dacă o să mă risc. Momentan le țin aici la mine. Vedem dacă să ne riscăm sau nu. Deci nu le pot vinde pe astea. Ok, nu-i problemă. Mâncare avem, stăm totul bine. Bun. Ce vreau să-mi cumpăr? Ah, vreau să-mi cumpăr fița de aici. Că acum o să merg iarăși la o zonă de asta pericoloasă. Vreau să-mi cumpăr la medication. Aici niște sirinci de astea ca să-mi dai viață, știi? Ca să-ți dau viața instant. Acum depinde de care, pe care o iei. Hai să spunem unde stai să vedem. De fapt nu mai cumpăr că sunt foarte, foarte scumpe. O să cumpăr o de asta mică. Că-s fals 15.000 una care îți dă viața. Cumpăr de asta mică, măcar să-mi dea sângele înapoi și chestii, bun. Ok, banii punem în bancă, am luat foarte puțin, din păcate. Momentan sniperele le păstrez. Voi de ce fac cu ele. Nu mă duc până la bază acum, că e foarte departe. Mă duc și lutez, bă, nu de withdraw deposit. Deci avem în total 158.000, cam puțin. Ok, trebuie să mai strângem. Bun, am ajuns iar la, opa, pică drop-ul. Acum văd că e drop aici. Nu. Înseamnă că acum e posibil să fie player pe aici. Na, vedem. Hai la loot. Vedem dacă ieșim în viață de aici. Dacă ieșim în viață de aici, de aici am făcut eu cei mai mulți bani. Deja băieții se bat la drum. Mamă. Hai să dăm mână cu mână și cu patru la română. Mi-e cam frică să scot capul. Știi? Uite pe unul mort acolo. Deci unul e mort. Ea s-a dus răș. Uite. Ok. Ok, page up. La 300 de metri oare ăla? Nu știu la cât e. Pun pe burtă. Ok, vine încoace. Se oprește să luteze? Nu, văd că nu se oprește. A nimerit, ești nebun? Ok, l-am văzut acolo pe undeva. E acolo pe undeva, l-am văzut. Bă, dar ce trag ești în pila cap. Ok, l-am văzut pe unde e. Pe la aia albă. Dar ce fac eu acum că-s cam sus? Fac o manevră de asta, manevră haibășlic. I-am tras una în găoază. Bă, deci vezi, am zocotit bine, 400 de metri erau.
Și 400 de metri au până acolo. Am socut chiar bine. Sunt încărcate asta, da. Și chiar am socotit foarte bine. Bun, ar trebui să apară pe aici. Dacă eu am socotit bine și asta, pentru că sunt levete socotitorul, gata cu levete de hunter. Sunt levete socotitorul. Ce ar trebui să fie băiatul meu? 3. Uite că am socotit bine, dă-te în pana mea, vine pe acolo. Stai că l-am văzut, nu vine. Am socotit bine. O să apară chiar aici. O să apară chiar aici în față. Socotesc cam bine eu cu ai de la un moment dat. Socotesc chiar foarte, foarte bine. Nu, hai, apari. Apar să o dau. Și-o mers aici, vrea să mă înconjoare sau ceva. Sper să nu ocolească tot. Sau, cred că ăsta și ce face? Ori mă înconjoară să mă atace, ori, cred că fuge pentru că o lua pachetul. Înțelegeți? Și posibil să fie varianta numărul 2. Să fugă pentru că o lua pachetul. Deci a luat-o pe aici, cred că fuge ăla. A luat-o pe aici. Sau vrea să mă ocolească de tot și tâmpit? L-am văzut, uite la acolo, l-am văzut. 3. L-am văzut pe băiat. Nu știu cum m-a văzut el pe mine. Deci aici. E aici, vezi, bă, dar sunt socotitor. Ce bine socotesc că-s prost, futu-s morții, mă. Nu, asta se întâmplă când ești prost. Ăla m-a văzut, deci am crezut că nu m-a văzut. Ăla m-a văzut, o ieșit cumva pe parte și m-a luat. Că-s prost, că stau pe... bă. Aia se întâmplă, de-aia vă filmez greu, că-s prost. Bun, hai că mi-am făcut ceva item, am dat un rush aici la balota și acum o să pice un drop fix aici în față, fix în fața mea. Na, o să aștept să văd să pice dropul, să vedem, poate pică un drop și îl prinde, că n-am luat niciodată un drop pe serverul ăsta, să vedem dacă reușim. Bun, am dat drumul, de-a fază exponează și zomba lui, ai toată fază. Și lupi. O, disponează și lupi și zombi, coaie. Momentan, nimeni, ursul se plimbă liniștit în pădure, să mă iau acum de hurte. Nu vine nimeni. Nu știu dacă mai face cineva ca mine și campează și el cum campez eu. Băieți, cred că eu trec în acțiune, nu mai stau să mor. Trec în acțiune că văd că nu mai vine nimeni și mă disperă lupii și am doar capul de la ei. Hai, scoateți capul să vă iau pe toți. Hai, scoate capul. Putu-s morți. Scoate capul, futu-s lupul mătii. Trecem la acțiune, băi, bagă și tu capul ca să ies. Bagă și tu capul la cutie ca să te mor. Hai, bagă capul. Scoate capul. Merem la acțiune. M-a tras o zombie, merem pe ei, dă-i morților că m-a tras asta aici. Că nu vine nimeni. Hai mă, zombiul ăsta, intri prin ușă, că nu vreau să mă bacă, ăsta mă nervează. După ce cu zombie mă descurc eu. Uite-l pe ăsta, hai să-l execut pe pișatul ăsta. Bun. Și acum mai zis numai zomba lui. Hai, tată, stai. Bunicuță, stai pe loc. Bă, dar nu moare bunica. Ok, mai am câteva gloanțe. Stați pe loc. Bun, vine și ursul, o veni și ursul. Doamne, e ursul, o veni și ursul. Hai, ce faci? Jonathan! Hai, ursul, încoace, dați-aș găoază jos să-ți dau. Hai încoace. Hai, stai. Hai mă, să-ți-o dau atât, băgați ai sârmă. Hai încoace, futu-ți capul ăla tău. Hai. Așa, scoate capul, bagă capul. Mamă, zdoiuri, școaie. Nu știu ce să fac, zdoi. Jonathan! Unu-i mort. Bă, dacă treziște ăștia, coaie. Prea mai am gloanțe, coaie. Bă, cât reziști, coaie? Bune. No, acum mai am numai la arma asta, gloanțe de ta. Ah.
Mă las asta, mai am 25 de gloanțe, dar în rest nu mai am nimica. Trebuie să văd cum să trag acum. Ce totul lime la cap dacă le dau. Bun, la cap dacă le dau, îi reușesc să-i omor. Să nu iei nimeni drop-ul, că e băpușă și poate-mi iau unul drop-ul în pala mea. Hai să văd dacă reușesc. Haideți aici să vă dau la cap, veniți încoace. Hai că nu mai sunt animale, numai zombie. Așa, așa, așa. Futu-ți morții, mătii, când să trag ai fugit. Nu, no, fi sens cum ratez eu iar drop-ul. Ok, ok, deci mai am niște glanțe, mai am încă 30. A, păi bine, e bine că ne descurcăm, hai că ne descurcăm. Încarcă. Și mai pot să încarc, mai pot, mai am încă 30. Stai așa. Fac așa. Și mai... Bun, tata, mai am încă două încărcătoare. Hai mă că mă descurc, mă descurc eu cumva. Ia uite pe băieții mei. Una. Două. Trei. Dă-i-o. Dă-i-o futu-s pe măta, să nu mi-e nimeni drop-ul. Să mă la drop, să nu iei nimeni. Că așteaptă băieții. Hai mă că mai sunt câțiva. Dar vreau să nu mă risc afară. Că cine știe câți mai sunt pe afară, știi? Așa dă-i. Futu-ți morții, mătii, că te ferești ca la mătă-mi ce-ți dă. Nu pot să... Mă fut în gură. Haideți încoace. Haideți încoace. Câți mai sunteți? Câți mai sunt? Hai mă băga mea să rămână, să-mi bag. Aia trebuie să-l deschid. Trebuie să-l deschid ăsta. Da, așa. Da, așa. Haideți. Așa. Hai, tate, hai. Hai, intrați. Intrați în cușcă. Intră, dați așa intrare să dau. Fugi. Hai mă, câți mai sunteți, mă? Putu-vă în gură să vă astup. Bun. Hai, open. Open. L-am dat open. Ce s-astea cu aia? Nu zic că l-a furat anul. Care package. Ce mi-a dat cu aia aici? Ce e asta cu aia? Uitați-vă ce mi-a dat la care package. Și am stat 2 ore după el. Mi-a dat un machine gun. Să mă bată Rafael. Să mă bată tata lui Rafael pe spate cu pumnii. Uitați-vă ce mi-a dat. Mă bată kangurii. Mi-a dat machine gun. După 3 ore de spart zombie. Să mă bată tata lui Rafael peste spate cu ciolanul de bătaie. Să mă bată tata lui Rafael ce mi-a dat asta după 7 ore de stat pe jos. Nu uitați-vă care package. Uitați-vă ce mi-a dat. Bă, măcar are 200 de gloanțe. Hai să mergem să testăm. Nu, n-o să plec încă de aici. Am zis că plec dacă iau drop-ul. Am luat drop-ul nimic folositor. Merem aici la balota. Am mașină, coaie. M-a văzut oare? M-a văzut, bă? Stai așa că dacă m-a văzut inasol. Nu m-a văzut. Ok, mașină cu 30.000 de oameni. Ok, începe să împartă popcorn-ul. Am înțeles. Mă duc și o să mănânc imediat niște popcorn. Hai să vedem aici. Dacă găsim ceva. Am mai zis, bă, împușcături mai în spate puțin. Mai în față, de fapt, puțin. Bă, eu vreau acum să caut rapid o armură. Că eu n-am nicio armură pe mine. Aia mă interesează momentan, știi ce zic? Ok, uite arme. Chris Vector. Bă, Vectorul ăsta o să-l iau. În caz că rămân, adică n-am cum să rămân fără gloanțe. Atât am vrut, frate. Avem armură. Atât am vrut. Tactical armor, de aia șmecheră. Dai mă cu arma, de ce dai cu pumnii, Reis? De ce dai cu pumnii? Mătii să-ți fut. Dau cu pumnii eu că mă trezesc. Și trag în masa cu... Hai, aici a murit. Acolo a murit. De ce veniți după mine? De ce veniți după mine, m-am futu-vă în gură? Aici a murit, băieți. Și a murit și ăla. A murit și ăla. Tema să dispară zombie, a murit și pișatul ăla, poate fura itemele. Du-te mă morții mătii de aici.
Uitați-vă, uite, mi-am văzut corpul. Hai mă, pleacă să-mi iau armele, futu-ți gâtul, mătii. Vreau să-mi iau scorpion, dă-mi asta, dă-mi arma, futu-ți. Mi-am luat arma, mi-am luat-o. Stai că mi-dă sânge. Bun, mi-am luat arma, am gloanțe, îl vânez pe ăla. E cineva aici. De nu mai da bandaj! De ce mă, tatu, îți dai bandaj? Bandajă-mi coaiele să mi le bandajez, scoate arma! Când îți... Ce incredibil jocul ăsta, coaie. Îi dau să-mi scoată arma, că am auzit că vine și el se bandajează la coaie. Futu-s, bă, și-l omoram de data asta, mă jur că-l omoram, coaie. Levente, hai mă, futu-s, Levente-ul, mătii, că tu ești vânătorul jucătorii, mătii. Am revenit. Nu te las. Cine nu te lasă să mănânci, nu te lasă să mănânci. Sau cum e vorba aia, du-te morții, mătii. Nu mai aici vin. Nu mai aici vin, până-mi iau itemele. Hai. Bă, o armă să prind că-l ard, pe ăla că-i varză. Dă-mi astea, futu-s morții, mătii, să-ți fut. Dă-mi arma mână. No, hai mă, futu-s gura, mătii, să-ți fut în gât. Eminent American, commitment... 23, ăsta îi... Nu știu ce să iau pe mine, că iau cred că asta. Așa, fraiere. Așa, las că am luat-o eu. N-o să vezi ce te rup, futu-ți rupenea, mătii. Nu fiți atenți de veți aici. Fiți numai atenți. Sper că nu mă prinde iară când mănânc, că mă piși pe masa. Mamă, ce-am găsit aici? Bă, cineva și-a pus astea ca să vină după ele, sau ce pana mea? Nu mă las, îl vânesc pe ăla să mor. Mișcare vreau. Vreau să-mi faci o fucking mișcare. E cineva aici. Ok, nu l-am văzut, aud că se bate cu un zombie. Taci. Taci. Uite-l acolo. Ok, las că-l mai las un pic să se ducă. Să nu mă mișcă, dacă mă mișc mă vede. Mi-a luat X4. Dau flash, dă-mi flash, cum dau cu grenada? Am pin, ok. Dă-i flash. Pin și dă-i flash. Mamă, zboară zombiul. Cum dau cu grenada, futu-ți morții. Nu uitați-vă și... Nu să dau cu grenada, am vrut să dau flash. Dar mai dădeam una la ăla, nu știu unde e acum. Tot acolo-i? Ei, nu știu. Da, ce am făcut, mă? Am greșit-o pe asta. Dar nu mă mai joc jocul ăsta, mă, niciodată. Du-te, mă, morții, mă, normal că mi-a luat tot. Futu-ți morții, mă, tii să-ți fute. Și arma și tot? What the fuck, cum mi-a luat și arma? Unde ești, mă, futu-ți, bă, mă, dacă ți intru și-ți dau în muie? Unde ești, mă, futu-ți morții, mă? Hai, fraier, că acum am uit echipat. Futu-ți gura ta să-ți fut. Levente răzbunătorul. Mai mic corp aici? Da. Ok, corpul meu încă e aici. Armură nu mai am, aia mă interesează că nu mai am. Că mi-o spart-o pișat. În rest, cam tot e ok. Bun, mi-am recuperat. Ok, se înceapă răzbunarea numărul 7. Sunteți pregătiți? L-am văzut deja. Cred că m-a văzut și el. L-am văzut deja. O să apară pe aici. L-am văzut de după gard. Mă vede de aici? Dacă oare mă vede? Cred că mă vede dacă... Ok, hai că te-am văzut, fraiere. Hai că te-am văzut, futu-s morții în gură să-ți fut. Răzbunarea. Dar stai că... Uite-l. Futu-ți morții mătii să-ți fut. Haida. Hai dacă te-am văzut, fraier, unde ești? Unde ești, mă, că te-am văzut? Îmi tremură inima ca la graure. No, nu știu unde s-a dus, era în fața mea, am crezut că vine la gard. Am puțin, dar să-l omor. Mă auzi până că fugea în spatele meu după mine. Nu știu dacă e, cred că era măsa lui Dodo, fugea după Dodo să-i dea sandwich la școală. Vine, îl văd, cred că mă știe. Vine. Vino, futu-ți morții mătii să-ți fut în gură. Vino încoace, îl vedeți?
Îl vedeți în față. Cred că mă știe jegosul. A, măcar sniper, mă, are de toate. Răzbunarea o să fie dulce, Levente răzbunătorul. Nu e ăla pe care vreau să mă răzbun, băga mi-a și piciorul, dar tot e de răzbunat și ăsta. Tot e de răzbunat și pișatul ăsta, pișamaș pe el. Miața! Asta nu-i prietenul meu, mă. Pe care vreau să mă răzbun. Nu contează. Și ăsta e o răzbunare. Aștept pe prietenul meu ăla cu camuflajul. Pe ăla vreau să mă răzbun. Pișamaș pe el, să mă piș. Nu bun. Aha. O, fupă măta-n pizdă. Fugi. No, mă bat pe mine ăștia acolo. Mă bat pe mine ăștia. Nu l-am omorât pe ăla. I-am tras una, dar nu l-am omorât. Cu zombie după el. No, cum mă bate el când eu nu-l bat? Eu asta nu pot să înțeleg. Eu nu mă mai juc jocul ăsta cu arma de căcat. Futu-ți arma, mătii. Du-te, mă, mor. Nu mai fac niciun răzbunare. Răzbunarea, știți care? Răzbunarea e arma prostului. Nu te pune cu prostul care mintea odihnită. Du-te și morții, mătii. Eu nu mai joc jocul ăsta cu alte arme decât cu ce vreau eu. Bă, uitați-vă cum intră la peste mine și mă mor când... Bun, răzbunare, tată. Levent the Revenger. No, futu-vă în gură. Mi-am luat echipamentul cel mai bun. Mosin plus mcpt-prpt-pctș. Acum l-ați enervat pe Levente. Țineți-vă bine că Levente vă dă la măsline. Futu-vă în gură să vă stup în aripă. Ha, 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 ce glumă. Mă, jigoș! Futu-ți morții mătii să-ți fut. Ce vrei, mă? Gunoiule. Tu-ți gunoiul mătii să-ți fut. Take a breath, fire the grease. Dă-mă asta la mine. Dă-mă asta la mine. Futu-ți. Morții mătii, de ce nu-mi dai bluza? La fix o nimeri, frate, să vedeți. Furia lui Levente. Stați că numai ce-a început. Mamă, Hecu. Stați că numai ce-a început furia. Hai repede să-l iau pe ăla. Vreau să-mi iau vestă de aia șmecher de la el. Stați că numai ce-a început furia. Vă arăt-o, frate. Da, păi eu nu mă mai joc, frate. Stăm și ne tot jucăm atâta. Eu sunt Levente Vânătorul. Levente the Revenger. Bun, prima răzbunare e ok. Mai avem de făcut vreo 10 răzbunări. Aoleo, uite-ți cât țâs aici. Mamă, și-a luat să vină înapoi să-și iei corpul. Că pe aici îi spawn aproape. Hai că mai e un zombie de exterminat. Nu veni, te întoarce spre mine. Futu-ți morții, mătii. Ce te întorci? Nu urla, nu urla, nu urla. Nu urla. Tu-ți gura, mătii, că mie mi-urle aici. Hai, rapid. Rapid. Ok. Te-a... aici avea? Pa, m-a auzit ceva. M-a auzit ceva. M-a auzit ceva, nu mai stau, nu mai stau. Nu mai stau că... M-a auzit un pârț. Ok. Nu-mi trebuie mie astea, le arunc pe aici, armurile mi le trebuie, dă-mi una pe mine, așa, asta o și arunc, futu-s morții mătii, așa tată, așa tati, să am și o armură, acum o cască mai trebuie, o căscuță mai trebuie, ăsta o să vină înapoi să-și iei corpul. Bun, prima răzbunare băieții făcută, hai să-l căutăm pe băiatul ăla care ne omoră la început. Unde ești, mă? Aha, aha. Aha, uite, acolo. N-am văzut. Problema cea mare e că zona asta e blestemată. Și aici am cam murit de vreo 30 de miliarde de ori. Pentru că e o zonă blestemată. Înțelegeți? Și
De asta mi-e foarte, foarte frică, pentru că e un blestem aici, înăuntru, cum trec de gardul ăsta, pe care încă nu l-am elucidat, Trebuie să-l chem pe Scooby-Doo și pe Gașca Cancrenă să-mi elucideze misterul. Că mereu aici este un blestem și eu mereu mă întorc aici, pentru că mă atrage înapoi blestemul ăsta. Înțelegeți? Că de-aia este numit blestemul Marianului, pentru că te atrage la el, în găoază. Vedeți ce v-am zis? Ce v-am zis? Că va atrage la el, fugi. Ce v-am zis? Că e un blestem aici. Ce v-am zis că e un blestem aici? O tras unul cu sniperul după mine. Noroc că Levent de Vântul Roșie să și fenteze. Înțelegi? E un blestem aici înăuntru. Nu știu, nu înțeleg ce e aici. Bă, mă, că mi-a luat o revanșă. Una e luată, da? Mai avem ceva revanșă. No, bun. Nu mai mă duc acolo. Eu cu blestemat. Bă, măcar m-am dus acolo să-mi iau revanșă de la moarte. Măcar am făcut o revanșă. Hai să mergem, că Levent e nervos. Nu mă duc acolo, că e un loc blestemat, sincer, băi. Blestem, nu știu ce blestem e acolo cu aia. Cum sar gardul, vine leopardul, eu nu-mi pot. Ia că aminte aici la altă bază militară. N-am mai folosit de foarte mult timp, dacă mai țineți minte asta de când am apucat de zi acum 10.000 de ani. Bun, hai să vedem, hai să adunăm ce putem. Și să ne răzbunăm pe cine vine încoace. O căscuță frumoasă, așa mă, tată, mă, asta și-o arunc de o morție. N-am găsit un AK. Încă o cască, acum cu un cărcător de 71, deci avem și încă 71 de glanțe pe acá. Na, e ok și zona asta, am găsit și un backpack de ăsta mare de 120. E ok, bun. Ia uite așa ce cască am găsit să mor, zici că-s dovleac. Dar casca asta cred că e cea mai bună să mor. Avem musafiri. Bună ziua. Bună. Suntem în Reis, nu, sunt Levente, ce cauți pe teritoriul meu? Vreau să te întreb. Te întreb frumos, ce cauți pe fucking teritoriul meu? Ca asta nu înțeleg. 1. Vezi că se echipă ăștia. Vezi că ăștia se echipă. 1. Ăștia sunt fucking echipă. Ok. Bun. Ceva? Ok. Ăștia sunt echipă, mai unul. Ce bună e arma asta cu aia, să mor eu. Ok, ăla e înăuntru acolo. A, dar nu-i cine știe ce, au avut și câteva gloanțe. Nu e așa mare pentru Levent răzbunătorul. Eu mă răzbun pentru că... Cum să vă spun eu, oamenii s-au luat de mine prea mult. Bine încoace. Vedeți-vă să-l omor, nu pot să-l omor, că nu-i mort, dă-te bă! Tai jos, futu-s pe mata să-ți astup, tai jos, copile, ok, voi nic-nou căpa 1, stai cu minte, nebunule, tai jos, bun. Vezi că era să mi-o facă. Bă, vezi că odată mine, coaie, fii atent aici. Mi-o spart, ce mi-o spart asta? Coaie, dar când mi-o spart asta? Și asta, inject în damage. Când mi-o spart asta, coaie, când m-o nimerit? What the fuck, aha. O trece asta mine, coaie. Bă, pișatul ăsta, uite, n-avea nici un căcat avea. Mă, vezi că o da și ăsta mine, nebunul. Și vezi că o da bine pișam aș pe el să mă piș. What the fuck. What the fuck? Mi-a găurit tactical belt-ul, mi-a ruinat ghiozdanul, băga-mi-aș piciorul. Ce înseamnă că mi-a ruinat ghiozdanul? Înseamnă că nu mai pot să iau nimic din ghiozdan. Bine, pot să arunc, gen, dar nu mai pot să pun nimic în el. Și astea pot să le păstrez, nu-i problemă, că nu mi se spargă. 2 răzbunări pe echipe. Bă, pe mine mi se mai spunea Levente dezbinătorul de echipe, dacă nu știați. Acum mai am un AK numai, că pe ăla nu prea mai... Bă, mai am... stai să-mi încarc arma, de fapt. Nu știu, să-mi încarc, arma. Îmi place arma asta, trage bine. Chiar trage bine rău. Trage bine și precis cu aia, n-ai treabă cu ea. Cu alealte pișam aș pe ele de căcat erau alealte să mor. Asta e măcar ok în pana mea. Na, chestia e că ăla avea nume de clan. Ăsta-l-alt n-avea nici nume de clan. Ăsta era n-c-ț-p-t-c-ț-c-t. Deci e posibil ca ăsta să mai aibă un partener pe aici prin zonă. Băi, acum văd cum mai am jumătate de viață cu aia. Tai așa un pic. Eu acum văd. Hai să-mi dau ceva seringă. Hai să-i tai pe ăștia în două în pana mea. Ce pana mea? Îi jumulim. Dă-i în pana mea, păi da până când.
Să-mi putem ia muște? Nu, tată, las că vă jumulesc acum. Băieți, nu vă uitați că vine asta la treaba. Pac, așa, tati. Când intră careva să se spere, să vadă că aici au fost Levente The Revenger. Așa, tată, și nu mai putem nici muște. Dispar muștele, înțelegeți? Dispar și zombii, văd ușor, ușor pleacă. Cum, dacă stau aici, mă dau de gol, dar vedeți, uitați-vă cât țâz scoaie în baza asta militară. Cât zombie. Bine că pleacă să nu mă dea de gol în pana mea. Bun, și acum care intră, cred că o să moară direct când vede mațe de om. Dar vedeți, cred că zombii veneau în coace pentru că erau ăștia neexecutați. Că acum, de când i-am tăiat și am făcut frumos pachetele, ca și dincă, nu mai vin zombii. Opa, opa. Prietene, ce cauți aici la mine pe teritoriu? Prietene, ce cauți la mine pe teritoriu? Ia uite-l acolo pe băiat. Ia uite-l pe băiat. Ăsta e oare cu ăștia 3? Cu ăștia 2? Stai că ne verificăm acum, numele. Îi luăm amprenta. Hopa, hopa, hopa. Bă, sunt mai mulți. Ok, deci sunt mai mulți. Deci sunt mai mulți. Iar e echipă coaie. Iar echipă coaie. Numai de echipe dau să mor. Am noroc că sunt lemente de echipierul. Când văd aia mor, bana mea. Sunt lemente de hunterer. Lemente de revenger! E unul aici afară. Vine încă ce oare. Su! Su! Stay down, motherfucker. Emily Race is here. And you are dead. Motherfucking. Mai era cu cineva, nu mai era cu nimeni. Ba, mai era unul. Vezi că nu ăsta e. Mai era unul. Mai e unul. Mai e unul, pentru că ăsta n-avea ghiozdan. Ăsta nu avea ghiozdan. Ăla era în albastru. Deci, 2, 100-100-s 2. Cu ochii mei nu mă înșală. Auziți? Ochii mei nu mă înșală cu aia. Ochii mei nu mă înșeau niciodată, 100-102. Auzi. 3? 2? Hai mă, hai, deschide-te. Acum îl controlează pe ăla. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Asta, vezi că ăsta e bun la PvP. Vezi că ăsta e cam bun la PvP, băieți. Ce mă fac, ce mă, asta e cam bun la PvP, din câte-l văd eu cum arată. Hai mă că eu semul race, Levente! Nu știu cât sunt, dacă-s doi mai mult, nu știu. Levente! Levente, te rog. Levente! Respiră. Ok, s-a baricadat și el. Se bandajează. Se bandajează acolo înăuntru. Nu știu dacă-s doi. Cred că sunt doi. Da, sunt doi. Sunt doi. Mi-a schimbat anul meu angloanța în alaltă. Sunt doi, cred că unul deschide ușa și unul trage, aia vor să fac acum. Și de aia n-o să le permit. Îi lasă deschide ușa. Nu o să stau cu capul afară pentru că unul deschide, unul trage, știi? Și de aia n-o să stau cu capul afară acum, o să-i las un pic să văd cam care-i treaba. Chipă de doi full gear, în negru, țigănuș. Hai că vă știu. Ah, se bat, ok. Deci nu sunt echipă, înseamnă. Păi dacă s-o bătut acum, înseamnă că ei cred că am ieșit eu de aici și ăla crede că am ieșit eu de aici, știi? Dacă îi s-o judecăm. Ăla acum, ăsta. Hai că crede dacă e. Fraiere, să-ți dau la muie.
Stai cu minte, fraiere. Ok, deci nu erau doi, erau numai unu. Oh, oh, oh. E greu să intre peste mine, că-s Levent în pana mea. Mă vine în partea asta alta. Ah, nu. Tot aici vine. Aha, vine amândoi acum. Vine amândoi, unul în stânga, unul în dreapta. Vine amândoi acum, coaie. Nu știu dacă să stau să pândesc aici, pentru că dacă vin amândoi și deschid amândoi ușile, e posibil să mă moare. Puh, hai că vreau să plec acasă de aici, vreau să mă duc să vând ce am la mine. Să văd dacă mai pot scăpa eu de aici. Aha. Nu știu ce vrea să facă. Să nu interpretă nu s-o, știi? Să nu interpretă nu s-o. Aș da un smoke. Bă, dar nu, cred că e singur, mă, că intra prietenul s-o până acum, că ăsta ținea și prietenul s-o intra. Hai că nu mai rezistă. Nu știu ce să fac. Posibil să-mi iau. Mi-e frică! Levente! Îți doi, mă, sau eu nu știu cât îți. Dacă știu că e unul, e mai easy, da. Cred că unul ține la ușă și unul tot se învârte, e posibil, știi? De-aia nu vreau să fac nicio mișcare brusca, pentru că mânchi cireșe. Și vreau să țin aici la cap. În caz că intră. Mă, că eu sunt prost, când intră unul peste mine, eu mereu mor. Nu înțeleg cum pana mea, că normal eu ar trebui să-l omor pe ăla. Futu-s... Foaia, ai, ai, trei erau coaie. Naio, v-am zis în pana mea că e nasol, coaie, că-s full, bă, dar numai full de echipe, asta mă enervează, coaie, că ați văzut și voi doi, hai, nu, doi le-am făcut față, i-am omorât pe amândoi, coaie, dar vin 7 coaie, le omoram parcă și pe a treilea și vinea încă unul. Na, faze că n-am avut ce să mai fac, băieți, bă, măcar m-am descurcat destul de ok, zic eu acolo, deci destul de ok. Nai, mă, e foarte greu pe serverul ăsta, e foarte, foarte greu, că-s foarte multe echipe, mă, și aia mă enervează, coaie. Bun, băieți, am mers un drum foarte, foarte lung, m-am întors unde am murit la aia 3. Să văd dacă pot să recuperez ceva sau dacă mai am ceva de recuperat, nu știu. Că oricum aia nu au putut să iei toate itemele, aia e clar. Nu au putut să iei toate itemele mele, tot ăsta, deci poate reușesc să mă striptez, pac, iau arma, trang, 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 și ML câștigă din nou pentru că este un bivol. Bă, atrage fix din casa asta, coaie? Nu trage din casă. Liniște, liniște, liniște. Armă, armă, dă-mi armă. Dă-mi o armă, dă-mi o armă. Dă-mi o armă. Ah, dar n-am armă. Da, n-am. N-am nicio armă, din păcate, băieți. Au aruncat pișații toți pișama și totul la pișații, coaie. Bă, toate armele le-au luat, dă-i în pana mea. What the fuck? Asta e pristin, ești nebun, casca. Toate armele le-au luat ăștia, ești nebun. What the fuck? Da, nu știu dacă o să am ce face pe aici. Hopa! Am o armă. Ăștia aici se tot bat în pana mea, dar n-am ce să fac. Se trage pe bloc de aici, de undeva, de unde pana mea ta? Mamă, aveam o armă acum, ce eu dădeam la ăla? Ta. Ce eu dădeam? Dar n-am armă. N-am armă, coaie, eu dădeam frumos. Am asta, dar asta nu... De acolo trage. Dăm glonț ceva. Uite pentru ăsta. Măcar pentru ăsta dăm ceva gloanțe, coaie. Ha? Am 11 gloanțe. 5, 5, 6. Am 11 gloanțe. Ce e asta? Pioner. Mamă, și are și ăsta. Bun, hai că am luat ce trebuie. Ok.
Hai că am găsit o armă mai bună, mamă, am găsit un mădărâu și am și gloanțe pentru el. Ăla-i tată, nu, acum avem. Am mădărâul ăsta. Bun, n-are, trebuie să-i pun țintă. Da, nu cred că trebuie, dar îi pun. Îi pun să aibă. Stai așa, unde aici? Bun, are țintă, avem 30 de gloanțe. Ok, avem și un sniper și unde ăsta? Ok. Acum urma să mai tragă ea o dată. Îl batem pe la care trage. Furăm tot și plecăm. Urmăresc zombie pe unul care e aici înăuntru, în casă din față. Și l-aștept să vă poate poți da un snipe, nu știu ce să zic. Își încarcă acum arma băiatul nostru. Poate da un snipe, are ghiozdan. Dacă îi da un snipe, vă care și arma și gloanțe. Îi da un snipe, iau totul. Asta e mintea mea. Și am plecat de aici. Nu mai stau, măcar să recuperez ceva iteme. Mă să văd dacă pot. Acum cred că își încarcă arma ca să omoare tot zombie. Cred. Aia zic. Și dacă iese frumos. Pac, 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 piu, piu, piu. Au ieșit pe partea asta altă. Ah. Da. N-am cum să le iau pe ăla. Nu cred că am cum să le iau în pana mea. Acum mă sui pe birou ăsta. Poți să mă sui pe birou, nu? Pe scaun? Nu pot. Ca să văd acolo în față, știi? Opa. A, nu pot. Opa. A, acolo a intrat, ok. Deci a intrat peste și a început să tragă. Bun, acum o să mine toți. Deci acum e momentul să pot să-l execut, dacă iese. Hai. Hai, ieși, 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 te rog, te rog. Ieși, mami. Ieși, că acum pot să trag în tine. Hai, da. Bă, mă, da. Am nimerit. Am nimerit toată. Încarcă, mă! Bun, am nimerit toată. Curge sânge din cur. Curge sânge din cur. Ok, nu mă știe. Nu cred că mă știe. Uf, bă, mă, da. Hai pe aici, vine mai așa. Uf, tu-s morții, mă, ti să-ți fut. Tu-s morții, mă, ti să-ți fut în gură. Stai jos. Stai jos, mâncate ar jermi să te mănânce. Stai jos, puiule! Domnul, nu vă supăra! Ați pățit ce... Domnul! Domnul! Ați găsit 10 lei pe jos? Domnul! Ați căzut... Ce-ați pă... Domnul! Cred că au căzut, au pățit ceva băiatul ăla. O să mă duc imediat să văd cam care e treaba. Cred că au pățit ceva urât băiatul ăla. O să mă duc să-l ajut imediat că... Da. Domnul! Nu vă supăr... N-aud! Nu vă supăr... Ați pățit ceva, domnul? Ok, stau să plece ăștia. Bun, gata. Nu mă mai urmăresc zombala ei. Pot ieși ușor. Se bat niște băieți în partea. Bă, asta e zombie mortă. Băi, zombie mortă e? Taci, mă, futu-ți chelioasul mătii, că nu vezi nimic, că ești orb. Ești orb, futu-ți orbul mătii să-ți fut. Ești orb, futu-ți chelia mătii, că dai, nu-mi da sânge, nu-mi da sânge, nu-mi da sânge, nu-mi da sânge, chelioasule, nu-mi da sânge, nu-mi da sânge. Bune. Bune, bune, bune. Ce avea asta? Vestă. Bun, veste mai bună decât a mea. Veste mai bună decât a mea. Dă jos vesta. Dă jos vesta. Las că iau pe asta și iau tot de pe vesta. Asta. Oho, oho, M4. Bun, 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 bun. Mâncărică. Dă încoace rapid, rapid, rapid. Avea un M4. Asta e ok. Avea și gloanțe. Avea și sniperel. Stai, mă, așa, că atunci mi-n cap toate. Așa. Ăla, gata. Gata. Bun, bun, bun. Să mă duc să iau și casca dinăuntru. Și am plecat să vând. Am plecat să vând. Asta mai trebuie să o iau. Ok, arma asta mai încape, cred că mai încape arma asta. Hai să vedem. Da, așa. Arma încape? Nu mai încape. Dă-o morții. Bun. Avem 1500 de metri până la trader. Ar trebui să fie ok. Na, până măcar, bă, măcar ne-am ales cu ceva, nu mare lucru. Dar măcar ne-am ales M4 o să-l păstrez. Sau și mdr-ul ăsta, l-aș păstra mdr-ul oare. Ok, hai să iau încet acum spre aici, zona periculoasă asta, să văd dacă să ajung. Ok, băieți, am mai făcut câteva ture, vreo 3 ture cam pe acolo de loot.
am zis să mai strâng pentru mașină. Am strâns vreo 283.000 cam pe acolo. Am și murit, na, pana mea. Nu am reușit în episodul ăsta să facem mașina din câte văd. O mașină de asta, deci fix de asta de care o să vreau să-mi cumpăr cea mai ieftină mașină de asta de bătrân să mă bată tata, îi 300.000. Pe lângă asta, tu iei numai caroserie, trebuie să-i cumperi roțile care sunt câte 1000, deci 304.000, trebuie să-i cumperi uși, trebuie să-i cumperi de toate, deci vreo 320.000 cam pe acolo, noi avem 280.000. Lăsăm pe episodul viitor chestia asta, pentru că deja nu știu cât am filmat, gândiți-vă că episodul ăsta de vreo 10 zile, toți zic că îl termin, am mai intrat, am mai jucat, am mai murit, na, pana mea. Faza e că, na, eu am mai mult să filmez pentru că am intrat pe servere mai grele, cu clanuri, am murit de multe ori ca prost, am tăiat foarte mult pe clip, voi nu o să vedeți chestiile astea, dar cred că era clipul de 10 ore, să-mi apicior, nu știu cât a ieșit, dar am tăiat foarte, foarte mult, ca să fie cât de cât ok, să nu vedeți numai cu regiurile mele, înțelegeți? Na, eu zic că m-am descurcat cum trebuie pe serverul ăsta, rămânem pe serverul ăsta, văd că stare playeri. Acum, în momentul de față, e 6 dimineața și... îs player de mă disper, nu pot să lutez cu aia. Da, am zis că e 6 dimineața. Poate strâng ceva de o mașină, o ceva. Ce să strângi cu aia, că peste tot unde mergeți player, ești nebun la cap. De serverul ăsta chiar îmi place. Na, aveți și voi serverul, băieții care sunt membri, știți și voi că aveți serverul. Deci rămâne pe data viitoare mașina. În episodul ăsta, ce am făcut? Ne-am bătut cu clanuri. Zic că a fost acțiune cum nu a mai fost în niciun episod, spun eu așa zic. M-am și descurcat foarte, mamă ce cască ăsta, m-am descurcat foarte, foarte bine și la bătaie. Am bătut și clanuri. Cu clanurile, deci am bătut clanuri, dar faza e că au fost două clanuri, dacă vă aduceți aminte, cu câte trei oameni cu aia, le-am reușit să le elimin câte doi. Unul, ultimul m-a bătut. Dacă mai aveam puțin noroc, pai, să bat trei în clan. Poate în episoadele viitoare, băieți, să vedem. Acum, na, sunt antrenat. Episodul ăsta m-am antrenat pe clanuri. Episodul viitor ar trebui să termin toate clanurile, să mă rog, să trebuiască să spar toate clanurile. Sper că v-a plăcut. Weekendul ăsta nu o să facem live-uri pentru că tot săptămâna am pus doar un clip cu Mountain Blade. Ăsta a venit al doilea. Și știți și voi regulă de acum, să știți, regulă, când nu postez în weekend, în timpul săptămânii, gen că filmez ceva și n-am timp și nu postez multe clipuri, nu fac nici live, pentru că nu mi se pare corect. Nu postez toată săptămâna că stau să filmez de zi și o să fac live sâmbătă, duminică, nu. Astăzi din sâmbătă aveți clipul ăsta de Daisy, mâine clip, luni clip, marți clip, o să încep mai multe clipuri pentru că acum o să fac o pauză de la Daisy câteva zile, vreo 3-4 zile, depinde câte like-uri sunt în episod, dacă vă că să fac multe like-uri, deja dau drumul la episodul numărul 2, la episodul numărul, nu știu, 5-6 cât e de filmat, trebuie să dau drumul ca să ne apucăm iarăși de treabă, că iar o să ne e cam mult, dar, bă, per total, sper că vă plăcă clipul, sper că să înțelegi ceva din clipul ăsta. La final avem un cort, în cort mai avem niște iteme, mai avem un sniper, mai avem niște armuri. Nu m-am atins de cort, am mai murit, dar că mereu când muriam nu vreau să mă ating de cort, nici de banii ăștia. Am încercat să mă fac câteva iteme din bazele militare, să vin să-mi fac bani și după aceea să-mi cumpăr chestii. Na, stăm ok, avem 280.000 în cont, dar în episodul ăsta avem un cort, avem armuri, avem arme în cort. Data viitoare o să mergem să luăm de acolo sniperul, cred, o să vedem. Am bătut clanuri, am bătut multe chestii, am lootat. În episodul viitor o să strângem pentru mașină și când o să avem mașină o să mergem la loot ca lumea să ne facem milionari și trebuie să ne axăm și pe bază, să ne facem o bază ca lumea pentru că acum avem doar un cort. Bun, eu am Florisules, băieți, sper că v-a plăcut clipul ăsta. Hai cât am stat la clipul ăsta să moră. Un like și ne vedem data aviatoare. Pasăre, Levente, vă salut!